Pentru a marca cei 202 ani de la data atestării Poliției Române, Corpul Național al Polițiștilor Suceava și Asociația Internațională a Polițiștilor Regiunea 1 Suceava a organizat Cupa Poliției la fotbal, o competiție care a dus la start 10 echipe, reprezentând toate structurile județene de poliție. Au fost prezente echipe de la nivelul polițiilor municipale și orășenești, de la nivelul serviciilor IPJ Suceava, dar și polițiștii din cadrul BCCO Suceava și Serviciului de Poliție Transport Suceava. La gura humorului în sala sporturilor din Parcul Ariniș, în data de 23 martie, sub coordonarea Serviciului Pregătire Profesională IPJ Suceava, s-au desfășurat meciurile conform tragerii la sorți și sistemului piramidal. Arbitrul competiției autorizat, FRF, un polițist în rezervă, Cristian Pădurariu, a menținut un echilibru demn de o astfel de competiție, în ciuda spiritelor puternice și a patosului dovedit de participanți. Șef și subordonați, ofițeri și agenți au fost cu toții coechipieri și au dat examenul fair play-ului în fața copiilor, soțiilor, prietenelor, prezenți în număr mare pentru a-și încuraja favoriții. La final, cei mai buni au ridicat cupele și diplomele de merit. Pe locul al treilea s-a situat echipa poliției orașului Gura Humorului, iar pe locul al doilea s-a situat echipa poliției municipiului Rădăuți. Campionii acestei competiții sunt polițiștii din cadrul poliției orașului Siret, un grup de tineri talentați care știu ca și în muncă de zi cu zi să facă echipă. Sub cupola fair play-ului au fost elementele de referință ale unei competiții sportive, care a implicat peste 120 de polițiști din cadrul tuturor structurilor județene de poliție.